De ce suntem la dumneavoastră? Pentru că ați anunțat recent o tombolă, de fapt un eveniment, să-i spunem, unic pentru zona Roma, în ceea ce privește premiul acordat. Dumneavoastră sunteți împătimit după marca Tesla, de mult cochetați cu această marcă, aveți automobile cu această marcă și ați zis să dați un premiu, un autoturism Tesla electric. De unde și până unde? Și până să ajungem la întrebare, faceți o mică istorie de unde a pornit acest premiu. De ce vreți să-l dați? Pentru că e o istorie în spate, totuși 18 ani de muncă e ceva. Da, pentru răspunsul la această întrebare o să o las pe soția mea. Mie, dacă îmi permiteți, câteva completări sau corectări. Am greșit cu ceva? Clinica a fost fondată în urmă cu 17 ani de către familia Constantin. Domnul doctor Constantin astăzi profesează în Statele Unite ale Americii. Noi doar am achiziționat firma și clinica în urmă cu 9 ani. Într-adevăr, anul viitor, în ziua în care va fi decernat premiul, se împlinesc 18 ani de activitate ai clinicii și în același timp 10 ani de când noi doi suntem administratori. Deci, de 10 ani efectiv da. Sunteți aici și ați... Când ați preluat, ce aveți și ce aveți acum ca bază materială? Baza materială de atunci s-a modificat cu totul. De asta vreau să vă spuneți. Cum ați evoluat? Investițiile pe care le-am făcut în clinică de acum 9 ani sunt niște investiții care și-au propus, în primul rând, să aducă pacientului posibilitatea de a avea contact cu noile tehnologii din stomatologie. Ați căutat să fiți în trend, cum se spune? Cum tot ce apărea în domeniul nou, dumneavoastră aduceați aici. Doamna doctor, doamna Ioana Mediuță, ați pus acest premiu frumos și dumneavoastră sunteți posesoare de Tesla și domnul doctor, probabil de aici a venit ideea, dar totuși este un premiu foarte valoros. Vorbiți-ne puțin de unde a plecat ideea să oferiți un asemenea premiu și nu altele mai mici, mai numeroase și de valoare mai mică. Noi beneficiem în fiecare zi de încredere, noi și echipa noastră beneficiem în fiecare zi de încrederea pacienților noștri. Ei vin cu drag la noi, vin și ne lasă zâmbetul în mâinile noastre și atunci ne-am gândit cum să-i recompensăm. Soțul meu a venit cu ideea cu mașina Tesla pentru că, într-adevăr, este un împătimit. Dar într-o familie soțul nu face nimic fără acordul soției, nu? Orice ar dori soțul. Ceea ce privesc mașinile... Am înțeles, are prietate, da. E ok. Și așa a pornit. A început să colectureze. Că pornim de aici colegii. Toate, toate discuțiile au fost purtate și colegii, clar. Toată lumea își aduce aportul. Colegii au spus că o să-și aducă părinții. Da. Să participe la tombolă. În momentul în care le-am spus că regulamentul pe care nu l-am început împreună cu avocatul nostru nu permite rudelor pe gradul 1 și 2 a celor care sunt angajați sau colaboratori. Am primit telefonici de la colegi stomatologi din alte orașe. Vin și eu să fac un tratament la voi. Să-mi plătesc o plombă și mă pui la tombolă. Glumesc. Da, așa este. Și ați plecat cu această idee, acum ați materializat, ați făcut un regulament, l-ați anunțat. De când începe efectiv depunerea, sau cum e, cu tamane, a început deja, cu înscrierea de pe 15 în calculator, martie, ca da. Da? Pe 15 martie sunt deja câteva taloane strânse, sunt niște condiții pe care trebuie asta să le îndeplinească pacienții. Deci eu sunt pacientul dumneavoastră. În primul rând trebuie să fie pacientul nostru, să aibă o fișă de înregistrare la noi în clinică, să fie rezident în România. Domiciliul nu contează, România sau zona? Nu. Să aibă rezidența în România. Să fie pacientul dumneavoastră. Ne-ar plăcea să rămână în zonă. Da, premiul să mașina, rămână. Da. Am înțeles. Deci e pacient, e din România. Și trebuie să aibă tratamente în perioada 15 martie. Contează valoarea tratamentului? Da, sau, da, este o valoare de 1000 de lei. Am făcut un calcul. Deci minim 1000 de lei. Da, undeva considerăm că manoperile care s-au făcut în anii precedenți, 95% dintre pacienții de anii trecuți s-ar fi încadrat. Și așa am ajuns la această sumă. Dacă un pacient are de făcut mai multe manopere și are de achitat, să spunem,
3.000 de lei, beneficiază practic de 3 etichete pentru această tombolă. De fiecare etichete, foarte interesant. Da. Și spuneți-mi, dacă e pacient de acum 2-3 ani de zile care și-a continuat tratamentul la dumneavoastră, poate participa sau musai în perioada stabilită de dumneavoastră? Poate participa, dar trebuie să aibă un tratament în valoare de oricine are nevoie, de o igienizare, de o plombiță, adică se găsesc variante să ajungă... Efectuat. Deci la fiecare barem de 1000 de lei, el primește un talon de papel. Da, dar aceste tratamente trebuie să fie în perioada respectivă, pentru că așa este regulamentul, este conceput de avocat. Avocatul ne-a spus că trebuie să dăm o perioadă de participare pentru această tombolă. Și mai erau condiții, cred, un review pe pagina noastră de Facebook sau pe Google. Da, indiferent dacă pacientul, noi știu, știm și considerăm că mare majoritate a pacienților care ne calcă pragul sunt în regulă cu ceea ce au găsit la noi. Review nu este obligatoriu să fie de 5 stele, cum se dă pe Google sau pe Facebook. Trebuie să-și spună o părere. Am înțeles. Și la anul, în 15 martie, dumneavoastră faceți o festivitate. Pe data de 15 martie va fi într-o zi de sâmbătă. La ora 12 avem deja formată comisia. Este format din noi doi, din doamna notar Andreea Cărpușor și domnul avocat Alexandru Iștoc. Ne întâlnim toți patru aici. S-ar putea să invităm și unul dintre participanții la tombolă să fie prezent, pe care îl vom selecta atunci mai de aproape. Și da, eu aștept cu nerăbdare ziua de 15 martie 2025 pentru că vreau să văd cu adevărat un zâmbet larg pe buzele unuia dintre pacienții. Va fi foarte larg. Dacă cu spatele lui scrie Tesla, va fi foarte larg un zâmbet. Știți că de multe ori zilele astea ne-am confruntat cu o întrebare. Chiar și astăzi mi-a adresat cineva o întrebare. A spus, da, premiul al dați pe bune sau deja ai hotărât cine? Am crezut că vă confruntați cu altă întrebare. Că vă întreabă de dumneavoastră că îi dați un premiu un autoturism electric. Voi avea prize sau instalați și priză de alimentare acasă? Se pot încărca nu neapărat acasă, se pot încărca și în oraș. Sunt niște mașini foarte faine și câștigătorul poate la un moment dat vă da o idee să faceți un interviu cu acest câștigător. Absolut, atunci vom veni, chiar și vom asista la trageri dacă ne invitați și vom prezenta pe finalul discuției noastre. Noi asta am vrut să punctăm cu familia Meriuță, Ioana și Ciprian Meriuță, medici stomatologi, sufletul clinic ident expert roman, pe care dumneavoastră o puteți contacta la pagina, pe pagina de Facebook, aveți toate detaliile, la pagina de telefon, sau dacă vreți să veniți personal pentru programare, aici pe strada, cum mergeți spre fostul Bâlci, pe Obor, bazarul vechi, pardon, nu Obor, găsiți aici clinica, veniți și vă indică domniile lor ce tratamente trebuie să faceți, eventual radiografii și așa mai departe. Ca să încheiem, dacă ar fi să vă aduceți aminte în cei 10 ani când spuneați că ați început activitatea efectivă aici, cam câte mii de pacienți ați tratat? Noi avem o bază de date. Nu numai dumneavoastră, colectivul. Da, tot colectivul. În calculator, noi avem un soft cu care lucrăm și există o bază de date a pacienților. La momentul de față avem undeva la 25.000 de pacienți tratați de când am început noi activitatea în 2015 și până în prezent. Dar acești pacienți nu sunt neapărat din zona Romanului sau din Roman, pentru că avem pacienți și de la București, și de la Focșani, de la Bacău foarte mulți. Și din alte țări. Din alte țări. Avem pacienți chiar și de la Dej, care vin odată la ceva timp la noi. Deci da, e prin Thailand. Da, nu, serios, era un pacient care lucra în zonă, a venit la noi la clinică și ne-a rămas pacient de atunci. S-a convins. Și ca să încheiem definitiv, acești 20, cât ați menționat, peste 20.000 de pacienți, ce colectiv medical aveți? Colegi. În momentul de față suntem 17 medici stomatologi. Foarte mulți dintre ei cu specializări, pentru că acoperim... Aveți și la Bacău, nu? La Bacău urmează să dăm drumul la clinică, probabil imediat după Paștele Ortodox. Cei 17 medici care lucrează momentan în clinica noastră acoperă marea majoritate a specialităților din stomatologia
Foarte frumos că ați punctat lucrul ăsta, pentru că mulți interlocutori de mei cu care discutam și problemele astea în particular spuneau, trebuie să ducem la Iași, că avem nu știu ce, și eu îi întrebam, dar ce să vă duceți la Iași când aveți clinici în Roma specializate pentru ele? Vă place să faceți drumul la Bacău sau Iași? În sfârșit. Eu vă mulțumesc că ați participat la discuția noastră lămuritoare despre premiul pe care îl acordați dumneavoastră la anul, cu ocazia majoratului clinicii. Am stat de vorbă cu doamna Ioana și Ciprian Meriuță, care și-au ieșit din emoțiile de la început și acum ar mai vrea să mai stea de vorbă, dar eu promit că mai vin și atunci o să stăm de vorbă mai mult pe proceduri și așa mai departe, ce surprize ne mai pregătesc domnilor pentru viitor. Vă mulțumesc și sper că ați fost destul de lămuritori ca în perioada menționată de dumneavoastră să adunați cât mai multe bilețele acolo și să fie foarte mulți participanți la tombola noastră pentru anul viitor. Mulțumim. Puteți să faceți și cu mâna la cei care vă urmăresc, pentru că am văzut că aveți foarte multe review-uri și chiar vă plac pacienții, iar să vă stimează, vă apreciază și merg. Adică sunt de acord să le faceți cu mâna, să le lați o brezea, așa cum se spune. La revedere! Ne mai vedeți!